Bună ziua, suntem la De ce conducem? Bună ziua, domnule Aur! Bună ziua! Domnule Aur, am pregătit 8 clipuri video, o să rog colegii să ne ajute cu primul. Sunt clasicele situații din trafic. Aici, în primul rând, aș vrea să laud reflexele celui care filmează. Reflexele, dar în același timp conducerea total nedefensivă sau da. În fine, ofensivă, agresivă, neatent. Da, situații din România, nu le vezi afară, le vezi în România în general, acel pressing, acea grabă, acea aglomerație din care practic, de multe ori se generează astfel de situații, cu sau fără accidente. Apropo de situația asta, tot o astfel de situație a fost la accidentul de la intrarea în Buzău, când au murit doi tineri, soț-soție, pentru că unul, de fapt cel care a și murit, a făcut pressing, a fost și când a apărut o mică încurcătură, că o doamnă de pe dreapta a intrat pe stânga și a apărut acea situație complicată și până la urmă a ieșit rău de tot acolo, dar plecat tot de la o situație asemănătoare. În sensul că unul a ieșit de pe banda de, în fine, de pe acel acostament, da. Mai erau încă două mașini, a mai venit unul care era neatent. Sunt situații pe care le vezi în România foarte des și pe care nu le vezi afară. Pentru că păstrarea distanței și păstrarea calmului sau, în fine, să nu faci pressing, duce la o siguranță cu adevărat. Noi nu suntem în stare. Noi suntem agresivi, pasivi chiar. Da? Da. Adică nu vorbesc de agresivitatea aia clasică. Vin până în spate, semnalizez, fac blițuri, faruri, trec pe stânga, pe dreapta. Vorbesc de agresivitatea asta neintenționată și pașnică, aproape din reflex. Să fiu acolo, să trec, am un pic de loc, mă apropii, trec de pe o bandă pe alta. Asta o vezi doar în România. Nu o să vezi în țările civilizate trecutul de pe o bandă pe alta din dorința de a mai avansa un pic. Nu avansezi, este doar senzația. Foarte rar câștigi ceva din asta. Eu merg de foarte multe ori pe banda mea pe care mi-am ales-o, pe 1, pe 2, pe 3, când vorbim de perioade de astea sau de zone de astea mai semi-aglomerate, nu când se merge cu 5 km pe oră, vorbesc când se circulă, dar când e aglomerat, îmi păstrez banda și văd câte un disperat de ăsta care trece de pe banda mea. După 2, după 5, după 7 km, ești iarăși în același, e lângă tine, mai două mașini mai în față, mai în spate. Pentru că este doar aparența sau impresia că vei câștiga. Foarte rar câștigi cu adevărat sau câștigi cu adevărat când îți asumi riscuri foarte mari. Te duci, te recorzi și mergi cu viteză mare, dar făcând doar trecerea de pe o bandă pe alta nu câștigi. Pentru că odată merge o bandă mai repede. Ei, ce vedem aici este ceva de genul ăsta. Să fiu mai în față, să fiu cât mai aproape. Și când a apărut o frânare de nu știu ce motiv, da, într-adevăr, cel care a filmat a avut reflex, a strecurat, a avut și noroc. A avut și loc și noroc. Și loc și noroc. Dar putea să iasă, nu era cu morți, nu era cu răniți, era cu acroșare și cu sau în fine. Era depinde că dacă intra cu viteza pe care o avea. Depinde în care mașină intra. Exact. Pe supun, a zis, dacă îi atingea pe cei pe care i-au ocolit, da, ok, nu era cu morți. Dar dacă intra frontal, dacă intra frontal primul, atunci nu era bine, oricum, da, era. Da. Plus da. Că l-ar fi aruncat pe celălalt în altă mașină. Da, ieșea o situație de aia cu multe, un carambol de la general, cu mai multe mașini lovite, nu știu dacă neapărat cu mult sânge, dar cu multe mașini lovite. Da, și plus după nervi cum, după aia că se închidea autostrada că până veneau. După asta, cum am spus, ar trebui ca toți cei care au stat în spate să se ducă la cel vinovat, să-i dea măcar câte o palmă. Fiecare. Da. De ce? Păi noi am stat toți pentru că ai fost tu nebun sau în fine, neatent. Da. Bun, mergem la următorul clip. Aici e un accident de tren, mă rog, cu un camion în județul Galați. Mi-e greu să înțeleg, pentru că e clar că mașina din față se oprește. Deci, probabil ori e barieră, ori e semnal acustic și luminos. Camionul ăla ajunge mult prea în față.
Camionul ajunge și ajungem din nou la discuția pe care eu o spun și pot să-mi sară în cap toți șoferii profesioniști și toate sindicatele lor și toate confederațiile lor. Șoferul român profesionist, șoferul de camion, de autobuz, de microbuz, nu este pregătit cu adevărat ca să circule pe stradă. În toată lumea civilizată, în toată lumea sigură, se fac tot felul de programe de pregătire. De ce? Tocmai pentru că șoferul profesionist, făcând asta zi de zi, fiind toată ziua pe stradă, are pe de o parte impresia că drumul e al lui. Apare această autosugestie așa, păi eu sunt toată ziua aici, pe drum, aici sunt, aici mănânc pâine, aici sunt toată ziua, deci drumul e al meu. Mie nu mi se poate întâmpla și faptul că eu conduc de mult timp, cu atât mai mult nu mi se poate întâmpla. Eu conduc de 10 ani, de 15, de 20, de 30 de ani, nu mi se poate întâmpla mie. Și atunci ajunge câteodată să facă greșeli sau să facă manevre atât de banale încât spui, dar nu se poate. Adică ce acolo, era un copil la volan, cum să intre peste calea ferată? Da, nu, era un șofer profesionist care era blazat din punctul ăsta de vedere. Lui nu îi se poate întâmpla. Și ce dacă trece, a mai trecut pe la linia ferată de 1 milion de ori de când e el șofer. Da, și probabil a mai trecut trenul la o distanță atât. Și, și în loc să oprească unde trebuia să oprească, fie n-a reușit să oprească, dar nu pare să fie avut viteză, fie a vrut să forțeze și a dat seama că vine trenul și când a frânat era târziu, trenul e mare și n-are cum să oprească și atunci tu trebuie să oprești, chiar dacă ești mare, nu ești mai mare decât trenul oricum. Mai sunt și acele glume cu prioritatea de benă, adică trec eu că sunt mare și ceilalți să se oprească, ei uite s-a găsit unul mai mare, că mă, știți cum e, fiecare naș și are nașul, așa și aici. Întotdeauna există un pește mai mare. Întotdeauna există un pește mai mare, dar glumind sau neglumind, povestea asta nu ar trebui să existe. Un șofer profesionist, un șofer care își mănâncă pâinea și are viața la volan, nu are voie să facă astfel de greșeli. De singurul lucru justificat ar fi dacă a făcut infart. Și ai spun, bă, chiar atunci a făcut infart omul săracul, are analize la zi, are tot și n-a mai s-a oprit și el în frână cumva. Și... Dar altfel înseamnă acea lipsă de conștientizare. Lipsă de conștientizare care vine din nou din sistem. Lui nu îi se poate întâmpla. El este toată ziua pe șosea și nu îi se. Uite că s-a întâmplat. Nu știu dacă a pățit ceva șoferul, pentru că oricum a fost împinsă cabina, nu știu dacă i-a pățit, nu i-a plăcut oricum, de speria s-a speriat, plus tot ce înseamnă pagube materiale sau ce a fost acolo, care au loc, că nici trenul nu avea viteză. Sperietura pasagerilor din tren, că și asta se întâmplă. Da, gândiți-vă dacă trenul avea acolo 100 de km pe oră, cam cum zbura cabina aia, pentru că acolo trenul avea viteză foarte mică, după cum se vede, avea... Nu știu, 30, 40, a mai și frânat, a mai și, dar 20, dar dacă ar fi avut 100, cam cum zbura cabina și tot ce se... Poate că ăsta e norocul în România, trenurile merg atât de încet ca accidentele... Încât nu mai contează când te lovește trenul, exact. Da? Da, cum am văzut de multe ori chiar persoane lovite de tren și au scăpat. Că, da, păi la cum merg trenurile în România, deja e, da. Am mai auzit în schimb discuția că nu sunt bariere la toate căile ferate, la toate trecerile de cale ferată și din cauza asta unii șoferi forțează, unii șoferi se apropie mai mult. Am fost în Ungaria, prin sate pe unde trecea trenul, fără barieră, doar semnale acustice și luminoase. Toată lumea oprește la cel puțin 3 metri de calea ferată dacă este lumină roșie. Da. Deci cel puțin 3 metri, distanță de o mașină mică, să zicem. Deci adică acolo, nu se apropie nimeni să stea acolo lângă. Acolo funcționează totul. În primul rând nu stai la barieră inutil sau în fine la lumina roșie. Adică se oprește cu câteva minute, cu două minute trece înainte. Trenul, se dă trece trenul, ai trecut. Nu apare acea disperare. Acum e foarte adevărat că și la noi s-a mai reglat povestea asta. Că era acum niște zeci de ani, acum 20 de ani, era nenea ăla cu bariera. Și ca să stea ăla liniștit, punea bariera cu un sfert de oră înainte. Da. Și dacă îl prindeai pe el mai supărat în ziua aia, te ținea o jumătate de oră acolo, că mai vine un tren peste un sfert de oră. Și el trebuie să pună cu un sfert de oră ca să fie sigur. Da? Nu mai trăim astfel de momente. În schimb, sunt destul de incoerente aceste semnale, acest senzori. Câteodată te țin mai mult, câteodată mai puțin. Șoferul român este nerăbdător oricum. Diferența între șoferul educat și needucat.
între șoferul calm și șoferul agresiv este următoarea. Când ajungi la barieră, șoferul calm, șoferul educat spune, oh, ce bine, fac o pauză, mă relaxez, mă întind, eventual cobor, fumătorul fumează, eu știu, bea o gură de apă, stau nu știu ce. Exact. Șoferul needucat și șoferul agresiv ține mâine pe volan, bate picior din, bate mărunt din picior și spune, oare când vine? Dar cât mai e? Dar oare cât am pierdut? Dar oare cât? Mă stă și cu, dar cât mă ține? Dar nu mai vine. Dar care e problema până la urmă? Trenul trece când trece el. Da. Că sunt eu calm, că am ascultat muzică sau că am ieșit și m-am plimbat în jurul mașinii sau că am bătut mărunt din picior și am înjurat și am spurcat și m-am uitat în stânga, în dreapta, tot atunci vom pleca toți. Da. Fiecare la locul nostru când am ajuns, tot atunci vom pleca. Și atunci de ce să mă stresez că nu am nicio șansă să fac trenul să vină mai repede sau să modific ceva? Problema e doar de atitudinea pe care o ai. Sau stai și ești calm, sau ești nervos, se întâmplă același lucru și tot stai. Da. Bun, mergem la următorul. Aceeași agresivitate pe autostradă. Da, vedeți exact ce spun. N-are să meargă printre ei. N-are stare să stea. A sperat că cel care a tras pe dreapta merge mai repede și se duce. A văzut că nu. A venit înapoi. Deci este acea agresivitate pasivă, pot să spun. Pentru că nu e chiar de aia cu claxoane și cu faruri și cu scârții de roți. Dar el a trecut pe dreapta. Acum a depășit, l-a semnalizat sau nu pe ăla, a trecut ăla, a vrut să treacă printre. Deci este exact ce spuneam, atitudinea asta agresiv-pasivă, dar care duce la un stres general, duce de multe ori și la accidente, dar nu de atât de multe ori de câte ori vedem astfel de atitudine. Adică accidentele totuși sunt foarte puține față de haosul de pe șosea. Sau față de agresivitatea pe care avem. Și aici este evident, este clar. Vedeți, să se ducă în stânga, să se ducă în dreapta. N-ar sta deloc. Cu cât credeți că va ajunge mai repede decât mașina care filmează? Habar n-am câți kilometri are. 2-3 minute. Depinde de cât de mult. Da. Va ajunge un pic mai. Un calcul, dar merită să faci. Ajungi cu 5 minute mai devreme maxim. Dar merită să faci, să fii în stresul ăsta. Dar stresul ăsta înseamnă mult mai mult. Da. Înseamnă consum de combustibil. Pentru că accelerezi, te frânezi, consum de frână și de... Oboseală. Ești tu stresat, cei din mașină sunt stresați, stresezi și pe alții. Creezi o atmosferă, un haos general sau, în fine, o tensiune generală pe șosea, pentru că ai tu impresia că ajungi mai repede. Și încă o dată ne referim la excursiile noastre prin... Când te duci în țările civilizate... că e Polonia, că e țările baltice, că e țările nordice. Civilizate rutier, să nu se înțeleagă. Civilizate rutier, la asta eu mă refer la rutier de fiecare dată. Vezi că în aceeași situație se merge fiecare pe banda lui, pe unul, pe doi, nu se trage, și se merge cu o viteză constantă și se merge relaxat și nu ai niciun fel de stres. Și când faci calculul, vezi că ai făcut o medie de viteză de pe un drum național de 50-60 de km pe oră, pe autostradă de 100 de km pe oră. Apropo, în excursia pe care am făcut-o în țările nordice a fost și nepoțica mea, nepoțica noastră, care are 8 ani. Și care înțelege foarte multe lucruri și când întreba cât mai avem, păi mai avem 300 de kilometri. Dar suntem pe autostradă? Da. Deci mai avem 3 ore. Când eram pe drum național? Da, suntem pe drum național? Deci mai avem 300 de kilometri, dar mergem pe mai avem 6 ore de mers. Deci ea făcea calculul, fără să o învețe cineva, dar a înțeles că pe drumul național mergem cu o medie de 50 de kilometri pe oră, pe drum, pe autostradă, mergem cu o medie de 100 de kilometri pe oră. A înțeles asta și mă gândeam, zic, cum Eva, nepoțica mea de 8 ani, înțelege și șoferii din România nu înțeleg că dacă se duc de la București la Timișoara și având atâta pe autostradă și atâta pe, îmi fac media de 50 și de bă, ca să știu cam când ajung. Undeva la o medie la 80 de km la oră, cam dacă aia mergi media. Pentru că dacă îți faci cursul nostru de defensivă începea și am avut foarte mult timp, acum l-am mai modificat cu povestea asta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este când pleci cu mașina, este să-ți faci programarea timpului de deplasare. De aici pleacă foarte multe. Pentru că dacă eu îmi fac, îmi imaginez că plec de aici până la Timișoara acum
și că fac medie de 100 de kilometri pe oră, din momentul ăla s-a dus totul. Am făcut totul praf, că n-am cum să fac. Că merg și pe național, că trec și prin localități, că trec și pe alea, că am o zonă de aia, o zonă de aia. Și din momentul ăla s-a dus tot. Dacă îmi fac un calcul rezonabil, am liniștit treaba. Știu că trebuie să ajung în atâtea ore. Da? Sau aproximativ. Și atunci nu mai intru în stresul ăla. La fiecare întâmplare de pe traseu, în sensul că e accident, că-s lucrări, că-i super aglomerat, îmi corectez timpul meu, în primul rând mental. Da? Da? Și nu încerc să bat Oezu. Mai, apropo de povestea cu Oezu, am mai observat un lucru. Știți cum lucrează ăsta? Oezu, el nu calculează media de viteză, sau în fine, nu se calculează timpul în funcție de regulament. Se calculează timpul în funcție de viteza medie pe care o au utilizatorii de Oezu în zona respectivă. Da. În România, mergând cu viteza legală, ești mereu sub timpul Oezului. De ce? Pentru că majoritatea merg mai tare decât viteza legală. Da. Când te duci afară, vezi că ești acolo. Adică cât calculează ăla, atât ai ieșit tu, mergând regulamentar sau mergând corect. În România nu reușești. De ce? Pentru că se merge mai tare decât viteza pe care ar trebui să o... Da? Adică tu mergând legal, nu te ții de timpul calculat. Suntem țara în care credem noi că mergem cu viteză, dar de fapt ne punem în pericol maxim. Și aici vedem exact atitudinea asta. Pe stânga, pe dreapta, să încap, să mă duc, să mă strecor. Da. De curiozitate am căutat chiar acum cât am face de la București la Timișoara pe Google Maps. Da. Am uitat. Sunt 547 de kilometri, de menționat că se calculează din centrul Bucureștiului până în centrul Timișoarei. Da, da. 7 ore și 4 minute pentru 547 de kilometri. Kilometri ăștia care includ autostradă și drum național. Și drum național, da. Eu aș paria că nu faci 7 ore, faci mult mai mult, faci undeva la 10 ore, pentru că ai drum aglomerat pe drum național. Pe autostradă nu o să mergi niciodată constant cu 130 la oră, poate doar dacă e autostrada liberă și ești singura mașină de acolo. Da. Dar și atunci mai sunt porțiuni de autostradă unde ai limite de viteză pe care ideal ar fi să le respectăm. Se mai pot întâmpla, nu știu, te mai oprești pentru că pauză de toaletă, bun, pauză nu mai de vorbim, mâncare. Asta nu mai vorbim. Timpul calculat de, să zic, sistemele astea este fără oprire, fără pauză. Corect. Dar chiar și așa, nu te în încadrezi. România să faci 547 de kilometri în 7 ore și 4 minute este... Nu că e imposibil. Nu-i faci, asta e sigur că nu-i faci. Deci important este ca atunci când pleci la drum să conștientizezi ceea ce urmează să întâmpini, indiferent unde ești, că ești în Germania, că ești în România, că ești în Finlanda sau unde ești, și să nu încerci să faci ce face mașina albă din imagini, din imaginea noastră, pentru că acea atitudine nu înseamnă decât agresivitate, consumuri și nu câștigi mare lucru. Poate foarte puțin, dar nu merită oricum. Și dacă îmi permiteți un sfat, celor care coboară de pe Transfăgărășan spre Curtea de Argeș, ideal ar fi să nu mai frâneze de fiecare dată când văd un urs. Pentru că pe drumul de coborâre am văzut eu și ceilalți participanți la trafic cel puțin 6 ursoaice cu pui. Ei, la fiecare ursoaică cu pui era cineva în cap, în fruntea coloanei, care frâna până la 10 km la oră, scotea telefonul pe geam și făcea poze. Dacă l-ai văzut pe primul, ceilalți sunt aceiași urși. Arată fix la fel. Model de urs, da. Exact. Adică noi nu avem mai multe specii de urs în România. Avem ursul brun. Ăla e. Arată tot peste tot, l-ai fotografiat odată, gata. Da. Aia zic. Adică și plus de asta, sporește stresul celorlalți șoferi. Drumul de coborâre de pe Transfăgărășan oricum e plin de curbe, fără vizibilitate și automat încep depășirile, șicanele și așa mai departe. Și e suficient odată să vină cineva din față și s-a terminat tot acolo. Pentru că aici iarăși depindem de educația generală, nu numai de educația rutieră, dar cele două merg mână în mână, pentru că spuneam că atunci când conduci trebuie să respecti reguli de circulație, reguli de conducere defensivă și, în ultimul rând, reguli de bun simț. Da. Regulile de bun simț care contează foarte mult în ecuația asta, pentru că, într-adevăr, dacă reduci la 10 km pe oră, nu poți să spun că ai încălcat reguli de circulație, nu poți să spun că ai încălcat reguli de conducere defensivă, dar ai încălcat reguli de bun simț. Adică toată lumea vrea să circule, tu vrei să stai să fotografiezi ursul sau să te duci să-ți iei nu știu ce sau blocând circulația. Dacă ai ieșit pe margine, stai și ceartă-te cu ursul, e problema ta. E problema ta, da. Bun, mergem la următorul clip.
Asta e un accident foarte, foarte dur de privit. În primul rând pentru că avem două mașini care vor să facă la stânga și din spatele celei de-a doua vin două camioane. Da, deci cel care stătea ca să facă la stânga cu mașina albă a stat prea agresiv. Da. Din nou șoferii profesioniști, vedeți, tocmai am vorbit și continuăm cu șoferii profesioniști. A nu se înțelege că le caut special, deci pur și simplu sunt lucruri care se întâmplă și care apar pe rețele sociale. Dacă te uiți, dacă cauți pe Google și dai accidente azi, o să vezi că cel puțin jumătate sunt cu șoferi profesioniști. Unele doar între șoferi profesioniști, da, ceea ce n-ar trebui să existe sub nicio formă. Altele mașini mici, mașini private, să spun, cu șoferi profesioniști. Vor spune, păi da, dacă eu sunt cu camionul și el a intrat în mine, am înțeles, dacă intră două camioane, unul în altul, sau autobuzul, da, un camion, doi șoferi profesioniști. Nu ar trebui să existe așa ceva. N-are voie să fie așa ceva. Ce se întâmplă aici? Camionul care a intrat, basculanta asta sau ce care a intrat pe acolo, mergea cu probabil în jur de 45 de km pe oră, că în localitatea e 50 și el mergea sub, da? Sau ceda frâne. Dar ea ceda frâna sau, da? Nu se întâmplă asta. Era disperarea șoferului de camion care merge în localitate cu 90 de km pe oră. Da. Mai mult nu vrea camionul, mai puțin nu vrea el. Că e camionul limitat la 90 și el merge cu 90 de km pe oră. Mai mult șoferul ăsta vroia să-l depășească pe șoferul celălalt. Pentru că a găsit el zona asta cu patru benzi și a spus aici e momentul să trec, să mă duc. Neținând cont că e localitate, neținând cont că e trecere de pietoni, acolo avea voie să fie... Intersecție, pentru că cu intersecție, cei doi voiau să facă la stânga fiecare. Da. Deci acolo, normal, după legea veche, trebuia să fie cu 30 de km pe oră, după legea nouă nu mai trebuia cu 30, din păcate. Dar cu 50. Așa, dar cu 50 trebuia să fie și nu avea de ce să depășească celălalt camion. Nu avea de ce, pentru că o logică firească spune, dacă cel din fața mea merge cu atât, merg și eu în spatele lui liniștit, că ăla nu mergea cu 20, că avea o problemă, nu era pe avarii. Pur și simplu se deplasa și ăla probabil cu 70-80, că nici ăla nu avea. Ei, și când se întâmplă asta, ce poți să-i faci șoferului ăsta de camion, care, nu știu, i-a omorât sau nu i-a omorât, sau oricum i-a strivit sau ce-a făcut? Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui normal prima dată să-l împuști și pe urmă să-l întrebi dacă mai ai pe cine de acte, de orice. Pentru că n-ai voie să faci, din punctul meu de vedere, un șofer profesionist, că așa se crede, șofer profesionist, care are permis, care are carte de muncă, care e protejat de, are atestate, care e protejat de sindicate, de confederații, de nu știu ce, e șofer profesionist, ce aveți cu el? Păi când face de astea, nu e prima dată trebuie să-l împuși, dar nu trebuia împușcat înainte de a face asta? Trebuia să fie unul cu pistolul, care când îl vede că trece așa pe acolo, să-l împuște. Și pe urmă să mai vedem ce se întâmplă. La propriu sau la figurat, cred că și la propriu am putea discuta. Pentru că astfel de atitudine este atitudine criminală și este atitudine asumată. Adică când mergi cu 90 de km pe oră, să-l depășești tu pe camionul care merge cu probabil 70-80, pe trecere, pe tom, pe intersecție, pe localitate, pe acolo puteau să treacă niște copii, strada. Da. Putea să orice. În cazul de față a fost ghinionul mașinii albe care a stat, uite, din timp, fără nicio problemă, să facă la stânga, regulamentar. Da, a venit și celălalt care la fel s-a încadrat. Da, da. Și când a apărut situația asta, vine un nebun, un inconștient, un needucat, un inconștient în primul rând, care face asta. Aici n-ar fi salvat nici măcar acea bandă de așteptare de stat la stânga. Nu contează, când îți vine unul de ăsta în localitate cu viteză și din păcate în România, camioanele merg cu 90 de km pe oră peste tot. Da. Peste tot. Nu există. Am spus-o și am să o spun și sper ca odată și odată cineva să înțeleagă. Nu-i permis așa ceva. Normal ar trebui, din punctul meu de vedere, să se stea cu radare, cu orice și când ți-a intrat camionul cu peste 50 de km în localitate, să-i anulezi permisul. Ca să mergi cu cele 40 de tone dacă ești regulamentar, dar de obicei au și supraîncărcătură cu 50, cu 60 de tone. Ca să mergi cu viteza aia în localitate,
pe motivul că tu trebuie să-ți faci cursele, că tu trebuie să-ți faci kilometri, că ce știți voi, eu am de făcut plan, eu am de făcut aia. Și când se întâmplă asta, acum cum mai justifici, cum mai recuperezi sau cum mai dai timpul înapoi? Nu mai ai cum să dai. Ei, se întâmplă asta zilnic. În fiecare moment avem mașini mari, mașini de conduse de profesioniști care merg prin localitate cu viteză mare, cu viteză excesiv de mare și cu acea nesimțire, să zic, cu acel tupeu extraordinar. Bun, mergem la următorul clip. Aici e doar condus agresiv, semi-agresiv, să-i spunem, pentru că vedem o depășire, se întoarce pe banda 1, accelerează pentru că e un drum de viteză și vedem... Imediat o să apară cea de-a doua mașină. De altfel vedem că cel care filmează merge totuși cu viteză, nu stă pe loc. Dar vedem a doua mașină care intră, apare această mini-șicană, să-i spunem. Cele două frânări succesive. Complet nejustificat. Complet nejustificat, pentru că nici el nu avea nimic în față să zici că i-a apărut ceva. Da, asta aici, să zic, cu demonstrat că a făcut asta, adică în sensul că a frânat. Da. Dar eu pățesc de multe ori următoarea fază. Merg și iar dau exemplu cu camperul cu 110 km pe oră pe autostradă și mă apropii de unul din fața mea, care ăla clar merge mai puțin de 110. Semnalizez, vreau să trec și el începe să accelereze și nu mai pot să-l depășesc și revin. Și iar mă apropii și iar vreau să trec și nu mă lasă, dar el merge mai încet decât mine. Da. Dar nu se simte el bine să-l depășesc eu cu camperul, că el e cu mașină mică. Sau varianta 2, merg pe banda 1 cu 110 pe autostradă, vine unul, trece pe lângă mine, se pune în fața mea și merge mai încet ca mine. Da. Da? Mă apropii sau că stau și vreau să-l depășesc. În momentul ăla iar accelerează. E așa un fel de luptă de asta, adică cum să mă depășească ăla? Nici eu nu vreau să merg mai tare, dar nici să nu mă depășească ăla. Un fel de șicanare, cum spuneam, pasivă de asta. Aici a fost evident, în sensul că a intrat în fața lui și l-a frânat. I-a frânat în față. Dar nu văd sau nu-l văd pe ăsta să-l fi incomodat pe cel din spate. De altfel, pe startul filmării nici nu se vede mașina care... Da, pentru că da, e nu diferită de mașina pe care o depășește. Nu se merge destul de mult. Deci sunt gesturi de-astea de șicanare sau, în fine, de transmis un mesaj fără nicio logică. Adică vin în fața lui... Vine greu să comentez de ce unul cu o mașină destul de scumpă și destul de interesantă mașina să vină să-i frâneze și să îl frâneze de două ori și pe urmă să plece. Nu știu ce. A vrut să-i transmită ceva. Poate erau prieteni și a vrut să-l salute. Nu știu. Da. Bun. Mergem la următorul clip. Aici e vechea discuție, în primul rând, despre drumurile și capcanele de pe marginea drumului, dar și cazul unui șofer care pare că a adormit la volan. Da, e aproape evident că a adormit, sau era beat, sau drogat, n-a mai văzut drumul, dar cel mai probabil că a adormit la volan. Era obosit și a adormit. Intrând pe acostamentul nou făcut, unde, după cum văd, nu sunt acele capete de pod foarte ridicate. Foarte ridicate, dar, nu, dar e șanț. Dar e șanțul ăsta foarte violent. Înseamnă capcană, adică oriunde ieși cu mașina, ești ca la zidul morții, practic nu n-ai cum să scapi. Înainte, cu forma veche de șosea, când ieșeai, mai era șanțul, mai era gardul, mai aveai o șansă. Acum, practic, cu acele podețe și cu acel șanț foarte agresiv, dar aici este evident, a dormit la volan, cum să spunem, tras dreapta inconștient, poate fi așa, maxim de beat, maxim de drogat, dar cel mai probabil, cred eu, a dormit la volan. Da. Da, și vedem ce se întâmplă, este violent, adică nu e... Da. Nu s-au bucurat cei din mașină. Tare aș fi curios să văd justificarea pentru aceste șanțuri atât de adânci. Cât de tare plouă în localitățile astea, încât e nevoie de șanțuri de un metru adâncime. Eu am justificarea. A fost privită
povestea asta din punct de vedere tehnic, strict tehnic, ca să se poată, ca să reziste drumul și ca să se poată face această stabilizare a terenului. Tehnicianul a spus, așa trebuie să facem, șanțul ăla să curgă apa multă puțină. Iar directorul de siguranță rutieră de la CNAIR sau din Ministerul Transporturilor Rutiere, nu există. Practic nu există. Departamentul ăla încasează bani și trăiesc niște oameni absolut degeaba. Pentru că atunci trebuia să vină să spună din partea CNAIR-ului, a celor care gestionează drumul, să spună, am înțeles, din punct de vedere a rezistenței, a eficienței, a ce vrei, așa trebuie făcut. Ce facem din punct de vedere a siguranței? Și dacă nu se putea pe plan local, trebuia să se aducă în Consiliul Interministerial. Să spună, ce facem în cazul ăsta? Băi, n-ai de la poliție, tu ce zici? Câte accidente de astea ai? Ce se întâmplă când? Băi, n-a psihologul, băi, n-a eu nu mai știu cine, fiecare. Haide să discutăm ce soluție găsim. Pentru că soluții există. Fie faci canalele alea și le pui niște le acoperi cumva, fie, sau nu faci acele podețe înalte, aici nu-i cazul, dar știți că sunt și cu acele capete de pod. Nu e cazul, dar oricum intri în șanț și te oprești tot în pod. Pentru că nu poți să transformi un drum doar din motive de rezistență a terasamentului și din motive de scurgere a apei sau a drenajului sau din diferite motive tehnice care sunt argumentate de către inginerul, constructor, tehnicianul că așa trebuie, să nu vină partea de siguranță. Nu există parte de siguranță rutieră. La noi, în afară de departamentul de care vorbim, de direcția de transport rutier care se ocupă de mașini și de om, mai există departamentul sau în fine în Ministerul Transportului care se ocupă de drumuri. Și acolo partea de drumuri se face și se face și se avansează, se fac autostrăzi, se fac. Dar partea de siguranță rutieră a drumului, a noii construcții nu există, pur și simplu nu există. Și asta se vede în aceste șanțuri care sunt foarte periculoase, asta se vede în marcajele care sunt incoerente, asta se vede în toată zona de preselecție în care avem când pe stânga, când pe dreapta, aceeași bandă, odată e pentru stânga, odată e pe dreapta, odată iarăși incoerent. Și toate astea duc la acest haos și în cazul în care apare o situație oarecum, cum să spun eu, banală, normală, a adormit unul la volan, n-avea voie să adormă, e adevărat, a adormit. Poate i s-a făcut rău. Cum îl protejează? Să mergem pe zona asta. Poate s-a făcut rău. Poate a făcut infarct și asta exact. Se poate, au infarct. Dar i s-a făcut rău, pur și simplu, nu neapărat infarct. Și atunci, cum facem drumul să te protejeze? Păi, în anumite locuri punem balustrade calculate, paracalculate, iar pe drumul ăsta în localitate nu facem nimic, lăsăm așa șanțurile alea agresive. Am spus-o de fiecare dată și am vorbit-o și noi în alte emisiuni. Este mai mult decât periculos ce se face din acest punct de vedere. E foarte bine că se fac drumurile în localități, e foarte bine că se face terasamentul bine drenat, bine scursă apa, dar ce faci cu siguranța rutieră într-un caz de ăsta? Da. Și cazul ăsta poate să apară acum pentru că a adormit sau ce s-o fi întâmplat, dar poate să apară, dacă apare un pic de polei, pentru orice șofer. Și eu vă spun, eu sunt unul care stăpânesc mașina foarte bine și în caz de derapaj și în orice. În cazul în care mă surprinde o poșiță de asta de polei și ajung să derapez cu mașina, este posibil ca eu sau colegi de-ai mei care suntem, învățați să stăpânim mașina și o gestionăm foarte bine, este posibil să ajung cu mașina în șanț. Adică nu e imposibil. Probabilitatea e mult mai mică pentru mine sau pentru unul care e instruit față de unul normal. Dar există această posibilitate. Și dacă ajung într-o situație de asta, eu sau unul din colegii mei, se întâmplă același lucru. Adică am înțeles, eu trebuie să fiu cât se poate de preventiv, de defensiv, de sigur, să anticipez, să am mașina pregătită, să am, dar drumul n-are voie nici drumul să fie atât de agresiv în cazul în care apare o greșeală. Da. Și aici este drumul construit greșit și aici este adevărata cauză. Nu avem fizic, nu avem departament de siguranță rutieră. Culmea e că avem director de siguranță rutieră. Culmea e că avem aparat în jurul directorului, care înseamnă șofer, secretar, birou, consilier și ce mai au acolo, salarii și toate alea. Nu se vede pe drumuri. Da. Bun, mai avem câteva minute. Vreau, colegii, să trecem la următorul clip.
Aici, iarăși, e cumva același caz de pe autostradă, ce am văzut mai devreme, doar că aici e mașina scăpată de sub control. Păi da, pentru că, cum să spun eu, nu ești, cum era vorba aia, nu ești fudul destul dacă da, nu ești fudul. Da, prostul nu e prost destul dacă nu ești fudul. Dacă nu ești fudul. Adică pe lângă faptul că nu știe să stăpânească mașina, se mai și avântă, se bagă în astfel de faze. Este clar combinația între cele două lucruri aici. Agresivitate, că na, are mașină scumpă și el nu poate să stea și atunci a depășit pe dreapta, s-a dus pe stânga, doar că făcând acel balans, mașina a intrat în derapaj. Nu înțeleg de ce nu l-au salvat sistemele, habar n-am, poate le avea scoase sau nu, pentru că într-o astfel de situație... Se întâmplă, poți să le dezactivezi. Da, deci într-o astfel de situație sistemele ar fi trebuit să-l oprească din derapaj, nu știu de ce nu l-a oprit, dar este 100% că nu știe să controleze derapajul. Care este diferența între șoferul care știe și șoferul care nu știe? Șoferul care știe, dintr-un derapaj mic, face ce trebuie în sensul că contravirează puțin și ce face și îl îndreaptă. Șoferul care nu știe dintr-un derapaj mic, face un derapaj mare. Cum face derapajul mare? Face exact ce nu trebuie, sau da, face exact ce nu trebuie să facă. Adică reduce în loc să accelereze, trage de volan în partea în care nu trebuie și amplifică derapajul și așa și se uită la ce ar putea lovi în loc de drum. Și se uită unde n-ar vrea să ajungă în loc de. Exact. Adică noi la raliuri, când vrem să facem un viraj în care vrem să derapăm, ce facem? Ca să derapez, reduc și trag de volan în partea în care vreau să produc derapajul. Și atunci, reducând, inerția mașinii mă face să derapez. Același lucru îl face șoferul care nu știe, pentru că el nu vrea să derapeze. Noi vrem să derapăm, avem momente în care punem mașina în derapaj. Ei, șoferul care nu știe face asta involuntar, inconștient. Și atunci, când ești, când nu stăpânești mașina bine, și când mai e și agresiv pe șosea, este combinația cea mai periculoasă. Pentru că dacă făcea această manevră unul care știa să controleze mașina, era doar un gest de agresivitate care putea să fie sau nu sancționat, dar care sigur nu se termina în șansă, cum s-a terminat la el lovind mașina. Da. Deci este combinația între agresivitate și neștiință. Deci de asta nu calci niciodată frâna în curbă. Păi de asta, pentru că ești în curbă și atunci mașina exact. Poate să derapeze, da. Dar asta era vorba, că prostul nu-i prost destul dacă nu-i și fudul. Da. Asta a făcut. Exact asta se potrivește. Da. Bun, și ultimul clip al zilei. Despre cazuri de genul ăsta am tot vorbit. O vedem pe doamna din partea stângă. Vedem camionul care s-a oprit la trecerea de pietoni, că doamna nu mai vede, evident. Da. Doar că aici a fost și noroc, cumva. E un caz fericit, pentru că am văzut cazuri de alea groaznice când a fost strivit și la Buftea și la Vreme cu Vâlcea și nu mai știu pe unde. Deci este cazul fericit că la un moment dat totuși a văzut-o sau a știut. Sau că... cineva l-a claxonat sau că se vede și cel care filmează e tot într-o mașină înaltă. Da, probabil. Ce s-o fi întâmplat? S-a întâmplat cazul fericit în cazul ăsta, dar un pic dacă o băga sub roată și sub bară și trecea și cu roată era... Da, este clasic greșeală de pieton. Pietonul care nu știe că a trecut, să zicem, oarecum pe lângă trecerea de pietoni. Semafor cred că nu era, că dacă era treceau pe rând, deci nu-i semaforizată. Nu a îndeplinit celelalte două condiții. Unul, să vadă că a oprit, cu toate că, da, zici, bă, a văzut că era oprit, n-a îndeplinit a patra condiție. Să se uită privirea, privirea pietonului trebuie să intersecteze cu privirea șoferului, mai ales când vorbim de mașini mari. Pentru că am mai spus-o, dar spunem că poate se înțelege, că poate fi o informație utilă. Când erau mașinile mai jos, inclusiv camioanele alea vei, Buceac, Carpa sau ce mai erau, probabilitatea să treci prin fața mașinii să nu te vadă șoferul era foarte mică. Aceste camioane înalte, sau autobuze, dar autobuzele mai rar, au camioanele înalte, cabina înaltă, au această mare problemă. Nu știu dacă șoferul avea oglinda, că este o întrebare și asta, dacă are oglinda aia care e obligatorie. Da, ca să vadă unghiul mort de jos. Nu-mi dau seama dacă are sau nu, dar oricum șoferul, după ce au trecut toți pietonii,
E foarte greu să te gândești că mai vine unul așa paralel, da, oarecum sau oarecum din spatele camionului și trece prin bara ta. E foarte greu. Și culmea e că dacă o lovea sau, în fine, dacă o omora, era răspunzător, pentru că ar fi omorât pe trecerea de pietoni. Dar cum să faci asta? Cum să te uiți? Să cobori? Teoretic ar fi trebuit ca șoferul să coboare, să se uite, vă, mai sunteți, nu mai sunteți, stați acolo, voi stați, voi mai treceți, mă lăsați să trec eu. Totuși, până când mă duc eu în cabină să mă urc, să nu cumva să mai vină. Cum să faci asta? Nu ai cum să faci. Deci e vorba de sistemul general, educația și a șoferilor, dar și a celorlalți participanți la trafic. Da. Doamna respectivă face parte din cei 9 milioane, 10 milioane de participanți la trafic care n-au trecut prin niciun fel de educație rutieră. Îi spune, bine, păi e bătrână. Bătrână, tânără cum e, cei tineri nu trec, sigur. Cei din ultimii 35 de ani nu trec. Da. Bun. Vă mulțumesc. Ne revedem săptămâna viitoare cu noi informații și poate cu mai puține accidente. Măcar de-ar fi toate așa, cu scăpat la limită și aia. Da. Cu sperietură, învățăm ceva și mergem mai departe. Doamne ajută, vedem. O zi bună tuturor. Aici Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.